Dacă sâmbătă, 7 septembrie, AFC Dunărea Călăraș a câștigat prima partidă din acest sezon cu 2-0 contra celor de la Sportul Snagov, astăzi, începând cu ora 17, vor juca în regie meciul din turul 4 al Cupei României cu Rapid București. În caz de egalitate, după cele 90 de minute de joc, se vor disputa două reprize de prelungiri și lovituri de departajare, dacă va fi cazul. Câștigătoarea partidei va accede în turul următor al acestei competiții.